Comportamentul suspect-a dat de gol pe doi tineri din capitale. Indivizii au fost reținuți în sectorul botanica unul după altul. Ambii se plimbau cu droguri în buzunar. Primul caz a avut loc în data de 25 ianuarie. Conform comunicatului oferit de inspectoratul general de carabinieri, un tânăr de 18 ani a fost observat de echipajul de patrulare auto pe strada cu zavodă. Individul manifesta un comportament inadecvat, imediat, cum a dat ochii cu carabinierii. Prin urmare, suspectul a fost oprit și audiat. În timpul discuțiilor, tânărul a recunoscut că deține asupra sa trei pliculețe cu droguri. Al doilea caz a avut loc în ziua următoare, pe Bulevardul Traian. Carabinierea a observat un individ de 28 de ani care a dat dovadă la fel de un comportament suspect. Tânărul a fost stopat pentru verificări. Acesta a scos din mâine ca un pachețel din hârtie cu o substanță verzuie cu miros specific. În ambele cazuri, narcoticele au fost transmise la expertize, iar bărbații au fost conduși la inspectorată pentru documentare.